Avionul Suveranului Pontif a aterizat la ora locală 10 și 4 minute, unde a fost întâmpinat de premierul grec Alexis Tsipras. Pe timpul vizitei, Suveranul Pontif va fi însoțit de Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, precum și de alți prelați ortodoxi. Aceștia vor face o vizită în mijlocul imigranților aflați într-o tabără de primire, iar apoi se vor întâlni cu locuitorii din Lesbos. Locuitorii și refugiații au păreri împărțite în legătură cu vizita papei. O parte din ei sunt de părere că prezența Suveranului Pontif poate amplifica disputele dintre refugiați, în timp ce a doua categorie sunt plini de speranțe și au mare încredere că vizita papei va avea efecte benefice în comunitate. Vizita se va încheia cu o rugăciune pentru victimele emigrației, în memoria cărora se vor lansa coroane de flori în Marea Mediterană.